În perioada 28 mai 5 iunie, maghiarii din Valea Jiului sunt în sărbătoare. Potrivit vicepreședintelui UDMR Hunedoara, Eduard Verșanski, în aceste zile au loc manifestări cultural-artistice în toate orașele din Vale, iar localnicii vor primi vizita maghiarilor din orașul Varpalota, oraș înfrățit cu municipiul Petroșani. În Petroșani vor fi simpoziane pe diferite tematici, chiar despre mineritul și istoria mineritului în Valea Jiului, în Petroșani, despre învățământ și altele. Va fi un spectacol al corului femeilor din Varpalota în data de vineri 3 iunie la Casa de Cultură, urmat de un concert al câtorva actori de la Opera Maghiară din Cluj. Inedit va fi și manifestarea de la Lupeni de sâmbăta viitoare, când, pe lângă parada portului popular, localnicii vor fi invitați să deguste mâncare ungurească tradițională la Ceaun. Va fi prezentat portul printr-o defilare în oraș, urmat de acest spectacol al acestor trupe de muzică populară și dansuri populare, iar seara va fi organizat o masă tipic ungurească, gulaș făcut în Ceaun pentru cei care participă la acest eveniment. În acest an, zilele maghiare coincid la Petroșani cu manifestările legate de zilele municipiului Petroșani, iar în Valea Jiului maghiarii se întâlnesc în toate orașele pentru a participa la evenimente culturale și simpozioane.